este Marian, mai jos acolo îl vedeți pe Paul. Sunt pescari din Târgu Mureș, la invitația cărora am venit să pescuim la Păstrăv, aici, în, lângă localitatea Lunca Bradului. Pe pârâul Sălar. Da. Am zis mai devreme că ăsta e pârâul Sălar. Zi-mi așa, la general vorbind. Pârâu cu debit de apă normal, adică ca un râu de munte. Apele sunt foarte curate în zona depinde, asta. Depinde de cum se lucrează sus la lemn. Majoritatea timpului când se lucrează în cursul săptămânii la lemn, e smurdară. În sâmbătă, duminică, sunt mai curate. Cam așa e peste cam tot, așa e peste tot. Cam care lemn. Sunt râurile? Ăsta e Sălardul? Sălard, Bistra, Gălăoaia. Sunt multe, toate mai se varsă în Mureș, nu? Da, toate se varsă în Mureș. Noi am pescuit mai devreme, n-am prea avut rezultate, a prins doar la muscă. Cam murdară, din cauza apei cam murdare. Mergem să mai pescuim aici un pic, pentru că, v-am zis, în jos mai sunt câteva râuri și după aia sper să putem să tragem o concluzie despre pescuitul păstrăvului aici în zonă.